Lunile de vară aduc an de an la serviciul de eliberare a pașapoartelor sute de vasluieni. Unii solicită documentul pentru că vor să muncească în afara țării, alții vor să părăsească țara pentru o perioadă mai scurtă de timp ca să se relaxeze. Unde doriți? În Italia. În Italia, la muncă sau? Nu, cu soțul. Ce-l luați și pe cel mic? Da. Dar aici ce să faci? Ce să faceți aici? Vă gândiți să-l țineți și pe cel mic acolo sau vă veți întoarce în țară? Nu m-am gândit încă. Vă doriți să plecați? Da. O odihnă? Îi luați și pe cei mici acolo? Sigur că da. La odihnă. La odihnă. Plecați în concediu? Concediu. Unde? Bulgaria, spre exemplu. Bulgaria. Și? Le place cele mici? Sigur că le place vacanța. Cum nu-i place vacanța? Cât intenționați să stați? 2 săptămâni. 10 zile. Ați mai fost sau e prima dată? Nu, prima dată. Mai mult decât de obicei, în această perioadă, cele mai multe solicitări sunt pentru eliberarea pașapoartelor pentru copii. Deci dacă v-am spus că în medie cam 80-90 de solicitări pe zi, iar dacă ați întrebat din partea cui vin aceste solicitări, în majoritate vin din partea părinților pentru copiii minori. Și în o altă categorie ar fi cea a cetățenilor din Republica Moldova care dobândesc cetățenia română și vin să-și procure pașapoarte. Sunt și persoane care își înscriu copiii acolo, care muncesc de ani buni acolo și se mută cu întreaga familie acolo și sunt și familii care pleacă pur și simplu în vacanță. Din experiența anilor trecuți, angajații serviciului pașapoarte știu că greul de-abia acum începe. Lunile următoare vor fi mult mai aglomerați. Dacă acum în zilele mai aglomerate sunt câte 90 de solicitări pentru pașapoarte, în luna august se așteaptă o creștere de până la 150-160 de cereri.